faptele noastre de credință, prin rugăciunile noastre, prin inspirația Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, care ne umple în lumina Sa. Îl găsim în lumina învățăturii, în lumina adevărului Evangheliei. Am parcurs acest timp al Adventului, un timp de speranță, de bucurie, un timp al cunoașterii, al căutării, al așteptării. Vedem coroana de Advent mai luminoasă, dacă ar fi întuneric, ar fi mai multă lumină de la aceste lumânări. Și am început cu o lumânare și terminăm în timpul Adventului cu patru lumânări. Este acea creștere a luminii. Lumina care trebuie să crească în sufletele noastre, parcurgând lecturile sfinte, istoria poporului ales cu experiențele poporului de sfintele sau de apropiere a lui Dumnezeu. Este credința care ne face trebuie în fața lui Dumnezeu. Credința prin care noi ne definim ca și copii a lui Dumnezeu. Această credință a lui Dumnezeu este actuală. Este o vreme la momentul prezent. Căci Dumnezeu depășește spațiul timpului nostru, trecut, prezent sau viitor. Omul este închistat în acest spațiu temporal, dar Dumnezeu este actual și pe tine. De aceea, noi trebuie să-L simțim prezent în viața noastră. De aceea ne ajută lecturile sfinte, cuvântul care ne vorbește, cuvântul lui Dumnezeu. Deja în Evanghelia de astăzi vedem anunțul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, că Evanghelia începe următoarele cuvinte. Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost așa. Și Evanghelistul Matei, inspirat de Dumnezeu, relatează adevărul credinței. Găsim acele spuciuni în Evanghelie, este și spuciunul credinței. Maria, care tot evanghelistii o prezintă la un moment dat nedumerit, surprinsă de acea dimisiune, de acea revărsare a Harului Dumnezeu în viața ei. Cum se poate întâmpla așa ceva? Cum e posibil? Deci, acest mister al Mântuirii, nașterea lui Iisus Hristos, Cuvântului, Fiului lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, și această naștere este Fecioara Maria, acea veste care depășește experiența umană, depășește trăirea Sfântului, trăirea istoriei umane. O dreptate asta, întâi Maria, dar ea imediat găsește un refugiu. Și acest refugiu este altele și parte să mie după voință. E acceptat acest mister de neînțeles pentru mine, dar devine logică, credință. Credința care depășește nivelul înțelegerii, a logicii umane, dar care e o mai mare putere și înțelegere, este revărsarea de Dumnezeu, care este deasupra istoriei și a spațiului. Maria primește acest mister, dar intervine o altă nedumărire, apoi din partea lui Iosif. Iosif
slujește locul din Bucurie, care mai înainte să locuiască cu Maria, a vrut că ea să ne știe. Dar nu îl spune. Eu știu de mine să mă gemată. Credința îl dăutesc. Este o credință în întrupare care devine pentru el ceva ilogic, ceva necunotesc. Cum se poate acest lucru? Nu știu ce să înțeleagă. Nu repudiază pe logica sa. Nu anunță autorității pentru acest lucru, ca și am știut referența unui păcat mare și scris în Sfânta Scriptură acest lucru. El o părăsește, caută să se ascundă, dar intervine Domnului, deschide inima, deschide sufletul. În timpul somnului, care nu este somn, ce este o trezire a Dumnezeu, este o trezire a conștiinței, trezire a credinței. Și eu știu că se trezește la altă realitate. Realitatea Spiritului, o altă realitate care depășește logica umană. Și trezindu-se din somn, eu știu așa, făcut așa în acolo incidentul Domnului. I-a înțeles și el a înțeles această logică și logica Spiritului. Deci Îngerul o citează în profetul Isaie, prima lectură de astăzi. Sfântul, oferit de Dumnezeu, iată, Fecioara va zmișni și va naște un fiu și numele Lui va fi Emanuel. Adică Dumnezeu cu noi. Este Isaian care vorbește în timpul Iosif și în timpul Mariei și înțeleg că este anunț pe care face profetul la timpul prezent, 750 de ani înainte, profetul despește momentul pe care i-a trăit de Maria și de Iosif, dar trăiește de noi. Dragi credincioși, noi trebuie să găsim logica lui Dumnezeu în viața noastră, care este diferită de noi și diferită de mentalitatea noastră, de spiritul de care trăim noi, un spirit care, de fapt, îndepărtează pe om de la comunia cu Dumnezeu. Este acest spirit mai mult material care este axat omul. Omul se îndeșerește, se bucură, dar se sentizează. Nu de prezența lui Dumnezeu. Și nu punem probleme prezența lui Dumnezeu în viața lui, ci probleme se pună cu punct de vedere material. Și viața omului se compune din aceste crize. Criza economică, politică, socială, care provine din criza morală și criza sufletească. Este acea nedumerire a omului care se lovește de situația, de gândirea omului, zilelor noastre. Este acest spirit mercantil care, din păcate, trăim cu toții, în care omul se poate cumpăra, se poate vinde, omul mai mult prețuiește cele materiale pentru care poate să facă orice. De multe ori poate în detrimentul conștiinței al credinței. Și Evanghelia de astăzi ne invită să depășim această speră materială, umană, și să rugăm de Dumnezeu, care depășește logica noastră de zi cu zi, care depășește filozofia noastră, gândirea noastră, să vestim de Dumnezeu. Dumnezeu este prezent. Să le știi bine, să le înceseamnă bine,
să vedem ce înseamnă pace, să vedem ce înseamnă liniște, să vedem ce înseamnă demnitate, să vedem ce înseamnă credința. Sunt valori mari pe care poate ne-am lăsat o parte și timpul avântului ne îndeamnă să căutăm aceste valori. Aceste valori care ne îmbolnăcesc. Aceste valori care dau inima omului. Aceste valori în care omul e un copil al lui Dumnezeu mai aproape de celălalt, care trebuie să simtă comunia cu celălalt de lângă și comunia cu Dumnezeu. Trebuie să găsim spiritul inocent și bun cu care ne-a creat Dumnezeu înainte de a ne perverti în natura noastră, în creierea noastră umană. Este spiritul pur, acelia care vine între noi. Sub chipul copilului Dumnezeu, care nu vrea nimic, decât să-și ducă pe fața noastră și să ne arate acel copil care vine și să-și lăsă cu Dumnezeu. Este bucuria lui Dumnezeu, este pacea lui Dumnezeu, este lumina lui Dumnezeu. Și această lumină descoperi, trebuie să vedem ce și în sufletele noastre. De aceea și Sfântul Apostol Paul, în a doua lectură de astăzi, în scrisoarea către romani, vorbește despre acest amestec. Între să ne dea harul credinței